Vă salut cu foarte mult drag! Eu sunt Adelina și mă bucur că pot să împărtășesc și eu câteva dintre gândurile pe care le-am frământat în această perioadă de stat mai mult pe acasă. Voi începe cu un exemplu banal, dar veți vedea încotro vreau să merg cu el. Eu dintotdeauna am avut o oarecare teamă de întuneric. Și poate nici măcar atât de mult de întunericul în sine, cât de faptul că nu pot să discern lucrurile atât de bine în întuneric. Spre exemplu, e așa că atunci când ne trezim noaptea, îi ia o perioadă vederii noastre să se adapteze și să înceapă să discearnă obiectele din jur. Și nu e un sentiment foarte plăcut, mai ales atunci când mai dăm câte un picior la un colț de dulap. Sau un alt exemplu, mult mai personal. A fost o perioadă în care realizam o emisiune matinală live la un post de radio și asta însemna că trebuia să mă trezesc foarte devreme și să plec foarte devreme de acasă, când încă era liniște și întuneric. Ei, mai mereu când ieșeam din scara blocului și până ajungeam în parcarea la mașină, aveam un sentiment de frică, pentru că nu știam cine sau ce poate apărea în calea mea și de unde. Nu o singură dată mi s-a întâmplat să mă trezesc în fața mea, la picioarele mele, cu un câine maidănez, foarte pașnic de altfel, dar la care nu te aștept să îl întâlnești în toiul dimineții întunecate. Ne speriem, nu-i așa? E o reacție normală. Ei bine, nu cred că sunt foarte departe de adevăr dacă spun sau dacă corelez acest exemplu banal al meu, această teamă banală a mea, cu realitatea noastră, când vine vorba de viitor. Nu-i așa? Nu ne place atunci când nu putem să discernem ce se întâmplă în viața noastră, când vederii noastre îi ia o perioadă să se adapteze și să priceapă ceea ce se întâmplă. Nu ne plac nesiguranțele, nu ne place să nu știm ce s-ar mai putea întâmpla și cine ar mai putea apărea în viața noastră și de unde. Altfel spus, avem o teamă de necunoscut, sau cel puțin unii dintre noi. Acum câteva săptămâni am avut un dialog excelent cu un profesor de teologie ortodoxă care făcea această paralelă între viața părinților deșertului și perioada aceasta pe care noi am trăit-o de distanțare socială, cumva de retragere în chilie. Și el explica această retragere în chilia noastră ca fiind retragerea în locul unde, fără distracțiile obișnuite, și la distracții obișnuite ne referim aici la tot ceea ce ne aglomerează în mod obișnuit programul și care de cele mai multe ori ne fac să uităm sau să nu ne gândim la ceea ce ne frământă cu adevărat. Că e muncă, că sunt activități, că sunt întâlniri, că sunt evenimente. Ce-o fi? Deci, locul, retragerea aceasta în chilie, este retragerea în locul unde, fără toate distracțiile obișnuite, suntem puși față în față cu noi înșine, cu inima noastră și cu haosul din ea. Nu știu ce ați descoperit voi în haosul din inimile voastre în această perioadă, dar eu sigur am redescoperit și regăsit această teamă de necunoscut. Teama că nu știu ce va urma între anumite domenii, teama că nu știu cum voi reacționa, dacă mi se va întâmpla ceva sau dacă voi pierde ceva sau pe cineva. Și în acest context, m-am disciplinat să iau aminte la două lucruri care sunt de fapt gândurile pe care vreau să le împărtășesc cu voi cu această ocazie. Pe de-o parte, am încercat să iau aminte la unul dintre cele mai simple adevăruri cu care ne întâmpină Dumnezeu. Indiferent de cât de tumultoasă sau delicată era situația, de fiecare dată când Dumnezeu îl căuta pe om ca să îi vorbească sau să ne însărcineze cu o nouă misiune sau cu o nouă provocare, îl întâmpina cu un atât de simplu și de liniștitor, nu te teme. Este plină Scriptura de asemenea exemple. Nu degeaba, unul dintre cele mai îndrăgite versete și
cele mai citate versete vine din Isaia 41:10, care nu-i așa? Începe exact la fel. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Nu te teme. Oare Dumnezeu nu ne întâmpină și pe noi cu provocarea viitorului, cu același duios și liniștitor? Nu te teme. Pe de altă parte, încerc să fac un lucru practic. Să înlocuiesc teama nu doar cu credința, ci și cu curiozitatea. În loc să mă îngrijoresc de cum va arăta ziua de mâine și provocările ei, mă gândesc cu, nu cu teamă, ci cu curiozitate. Oare cum va interveni Dumnezeu mâine? Oare ce va face Dumnezeu din ziua de mâine? Oare ce are El pregătit pentru mine? Oare cum îmi va repara El eșecul? Oare ce va face El din suferința mea? Oare ce provocări are pregătite pentru mine? Oare mă va ajuta să îmi repun pe picioare business-ul sau îmi va da idei noi? Oare pe cine voi întâlni mâine? În loc să ne uităm cu îngrijorare, să ne uităm cu această doză de curiozitate referitoare la cum va lucra Dumnezeu în viețile noastre, știind că El ne așteaptă și ne întâmpină nu doar cu provocări, ci și cu acel liniștitor. Nu te teme. Dacă am început un exemplu banal, voi termina cu un exemplu banal, dar care mie mi-a rămas adânc întipărit în minte și cred că pentru totdeauna. Se întâmpla acum câțiva ani, eram în ultimele zile de facultate și țin minte că era în seara de dinaintea zilei cu ultima ședință de departament. O ședință care urma să treacă în revistă ceea ce s-a întâmplat în acel an, știam deja ordinea de zi, nimic imprevizibil. Dar fiindcă eram cumva așa la capătul puterilor, fusese un an greu în care investisem foarte mult timp și foarte multă energie într-o grămadă de proiecte, eram epuizată. Și țin minte că eram deja în pat și mi-a venit în minte un gând. Că mi-ar plăcea ca în ziua următoare la ședință să primesc flori. Nu mai primisem de foarte mult timp niște flori. Îmi plac foarte mult florile. Dar nici măcar n-a fost un gând care să fie exprimat într-o rugăciune sau într-o conversație cu Dumnezeu. Pur și simplu a fost un oarecare gând care a venit repede și a plecat la fel de repede. Ei bine, cred că știți ce s-a întâmplat în ziua următoare la ședință, nu-i așa? La finalul ședinței, câțiva dintre profesori au avut să mulțumească în mod deosebit pentru implicarea mea în proiectele respective și, printre altele, mi-au dăruit și un buchet de flori. De fiecare dată mă emoționez când mă gândesc la acest exemplu, pentru că îmi amintesc, și asta este doar un exemplu, îmi amintesc de cum Dumnezeu a luat aminte la o dorință atât de nesemnificativă și mi-a deplinit un moft, un moft fără de care puteam să-mi trăiesc viața la fel de bine, adică viața mea nu a depins de acel buchet de flori. Dar Dumnezeu a ales să mă bucure cu acest moft. Și de câte ori Dumnezeu nu o face? Ei bine, cum nu ne va asculta El rugăciunile? De multe ori rugăciune fierbinți în ceea ce privește viitorul nostru și provocările care ne așteaptă. Oare nu este El deja acolo, pregătit cu acel nu te teme?